Dragostea ta m-a găsit și m-a salvat. Haideți să ne închinăm, haideți să cântăm lui Dumnezeu din toată inima noastră. Slăviți să fie Dumnezeu! Ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple adesea când îți cânt. Ce mare ești tu, ce mare ești tu, ce mare ești tu, ce mare e mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple adesea când îți cânt. Ce mare ești tu, căci dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Că dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ce mare ești tu, mila ta, ce mare e tot ce faci tu pentru mine. Ce mare ești tu și bunătatea ta mă umple ades când îți cânt. Ce mare ești tu, că-și dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Căci dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Căci dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Că dragostea ta ajunge până la ceruri, iar inima ta m-a găsit și m-a salvat. Ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat de vânt. Am fi țărână, țărână fără viață, rătăcitoare pe pământ. Haideți să cântăm cu toți. De n-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat de vânt. Am fi țărână fără citoare pe pământ. Că n-ai fi tu de partea noastră, am fi ca praful luat de vânt. Am fi sărână fără viață, rădăcitoare pe pământ. Dar noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim. Căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Îngenunchem și ne smerim. Noi venim, dar noi venim cu toți.
rugăciuni meritate. E harul tău că există, Iisuse, tu ne-ai dat viață și toate ție-ți datoră. Noi venim cu toți la tine și tot ce avem îți dăruim, căci nimeni, Doamne, nu-i ca tine. Genunchem și ne smerim. Uitându-mă în Biblie pentru momentele acestea de laudă, de închinare și de proslăvire, am fost șocat de câte ori în Biblie este scris proslăvit. Foarte rar folosim noi, dar slăvit zicem, laudă zicem, dar proslăvit. Interesant este că Dumnezeu l-a proslăvit pe Domnul Iisus și îl va proslăvi. Domnul Iisus l-a proslăvit pe Dumnezeu și îl va proslăvi. Și acum cred că e rândul nostru și noi să-L proslăvim pe Dumnezeu și să-L lăudăm și să-L onorăm și să-I mulțumim. Căci Dumnezeul nostru este mare, atotputernic, și din toată inima să exprimăm dorința noastră ca Dumnezeu să fie lăudat și a Lui să fie slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Deschideți cu noi, dacă binevoiți, la Apocalipsa, capitolul 7, pentru un text care ne îndeamnă la lucrul acesta. Pagina 1211, vă rog. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9 la 12. Pagina 1211. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și toți îngerii stăteau împreună, iertați-mă, și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii, și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, să fie slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Am văzut patru lucruri aici. Numărul 1, în versetul 9, cred că ar trebui din toată inima să ne smerim în dimineața aceasta și să-L proslăvim pe Dumnezeu pentru harul ce L-am primit, ca să fim în marea gloată pe care nu putea să o numere nimeni. Știe cineva numărul celor mântuiți? Interesant, că așa zice Biblia. Noi am avut harul acesta și vom fi în gloata aceasta pe care nu poate să o numere nimeni, din orice neam, și dintre români, și așa mai departe, de orice seminție, de orice norod, de orice limbă, care stătea înaintea scaunului de domnie. Ce mare har am primit noi din partea lui Dumnezeu, pentru că prin har am fost mântuiți și prin har
ne vom prezenta înaintea tronului odată, în gloata celor mântuiți, care nu poate să fie numărată. Doi, preobiților, când e vorba de proslăvire, să nu evităm lucrul acesta, timpul acesta, momentul acesta extraordinar, ci la proslăvire ar trebui să fim cu toți împreună. Versetul următor, sau mai degrabă versetul 11, auziți ce zice? Toți îngerii, ați mai găsit în Biblie multe locuri din acestea? Toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Toți îngerii, câți? Oare mai mulți? Eu cred că mai mulți decât răscumpărați, mult mai mulți. Că Dumnezeu e mare și de atâtea ori vorbim despre gloatele acestea infinite a oștirii cerești a lui Dumnezeu. Dacă toți îngerii s-au adunat, haideți cu toți să fim aici. De ce nu suntem aici la ora de rugăciune, la primul moment de rugăciune, când să-L lăudăm pe Dumnezeu, apoi să-L proslăvim și apoi să-L ascultăm pe Dumnezeu să ne vorbească? În al treilea rând, ținta adorării noastre, prea iubiților, trebuie să fie Dumnezeul nostru. Nimic n-are voie să ia locul stăpânului, a mântuitorului, a Dumnezeului nostru în viața noastră. Nici averile, nici prosperitate, nimic. Ținta închinării, a laudei, trebuie să fie Dumnezeu. Și au zis amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și în încheiere, versetul acesta, cred că e singurul verset din Biblie care începe cu amin și se termină cu amin. Auziți, amin. Ce înseamnă amin? Am ajuns la cap, sfârșit, am ajuns la capăt. Și cum să fie, zice la capăt, amin, să fie a Dumnezeului nostru, să fie lauda, slava, înțelepciunile, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Să ne smerim și să zicem așa să fie. Cu toții să-L lăudăm pe Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic. A Domnului, Dumnezeului nostru.
Învață-mă să-mi făptuiesc, o Doamne, voia Ta mereu. Cântarea aceasta este o rugăciune atât de minunată. Haideți să uităm de cei din jurul nostru și să înălțăm în cântarea aceasta înaintea lui Dumnezeu, numai noi și Dumnezeu. Învață-mă să-mi făptuiesc, o Doamne, voia Ta mereu. Să nu pot altfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Și refrenul spune, voia Ta, voia Ta, Doamne, înveci voia Ta, să mă umple de plin. Haideți să cântăm cântarea aceasta. Învață-mă să-mi făptuiesc, o Doamne, voia Ta mereu, căci nu pot astfel să trăiesc, de-ar fi să piară trupul meu. Voia Ta, voia Ta, Doamne-mi vești voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-mi vești voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Căci voia Ta e tot ce-i bun, și azi și mâine și în viac. Ajută-mă să mă supun, să-ți fiu oricând pe plac. Voia Ta, voia Ta, Doamne-mi vești voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, Doamne, voia Ta, voia Ta, Doamne-mi vești voia Ta, mă umple de plin pentru Tine, amin. Tu ai prin Duhul Tău cel Sfânt nebăluite sfinte cări, să mă înveți pe acest Ta și pașii Tăi. Să-i cântăm Domnului din toată inima. Voia Ta, voia Ta, Doamne-mi vești voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-mi vești voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Aceasta-i rugăciunea mea, spre Tine necurmat mi-o îndrept, și orice împrejurare grea voia Ta în piept. Voia Ta, voia Ta, Doamne-mi vești voia Ta, să mă umple de plin pentru Tine, amin. Voia Ta, voia Ta, Doamne-mi vești voia Ta, voia Ta, voia Ta, Doamne.
Aleluia.
Haideți să intrăm cu toată biserica într-un moment de rugăciune. Și onorat să fie numele. Pentru ultima dată, haideți să mai cântăm o dată, aleluia! Binecuvântăm pe toți în numele Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Haideți în momentele acestea să ne binecuvântăm unii pe alții. Întoarceți-vă la dreapta și la stânga și spuneți: Domnul să vă binecuvânteze în numele lui Iisus Hristos. Amin.